Fiecare dintre ele va evolua cu câte un obiect, măciuci, respectiv panglică. Bine ai revenit, Luiza. Bănuiesc că ți-ai fi dorit mai mult să fii pe covor decât la microfonul televiziunii române. Așa este, sincer, mi-este chiar dor. Deschide concursul reprezentanta Israelului, Noga Block. Săritură înaltă. O ratare. Din neatenție, nu executa ceva foarte greu. Frumoasă forma la pirueta. Parte artistică. Face aruncări foarte înalte. Pentru a primi valoarea completă, o prindere, trebuie ca aruncarea să fie de cel puțin de două ori înălțimea gimnastei. Noga Block din Israel, medaliată cu bronz la campionatele mondiale de junioare din 2019 la minge, dar și cu echipa. Noga, după două obiecte, se clasa pe locul 8 într-un clasament condus de Lala Kramarenko și de Anastasia Simakova din Rusia, pe 3 Milena Baldassari, pe 4 Denisa Mailat și pe 5 Annalisa Drăgan. Iar aceasta este Patricia Feldmane din Letonia. De pași de dans. Din momentul în care pașii de dans au devenit obligatorii într-o compoziție, aceasta a câștigat în spectaculozitate. A crescut gradul de artistic. Iarăși seria de trei sărituri pe care a executat-o și ieri, atât la cer cât și la minge. Mică ezitare la prindere, dar un final bun. Ieri reprezentantele noastre, Deni Mailat și Annalisa Drăgan, au reușit un concurs foarte bun. Vă spuneam că s-au clasat pe locurile 4 și 5, reușind să câștige o medalie de argint și una de bronz la cerc. Denisa a revenit după o perioadă destul de grea, cu accidentări, cu infectare cu SARS-CoV-2, a obținut 24.500 și a obținut medalia de argint, iar Annalisa Drăgan, în primul an de seniorat, bronzul cu 23.800. Revenim la ziua de astăzi pentru a urmări pe Nicola Stiblerova din Cehia. O dezechilibrare mare la prieta în panșe.
va primi o penalizare la execuție de 0-7. Se concentrează foarte mult pe ceea ce este mai greu și greșesc la lucruri ușoare. Oh, s-a împiedicat. S-a împiedicat și a căzut. Din nou ratare în afara coborului. O ratare spre finalul exercițiului pentru Nicola Stiblerova. Nu a putut să se adune și cred că s-a lovit și la picior atunci când a căzut. Number 4. Lipsa de experiență s-a văzut, ea are doar 16 ani, i-a fost greu să se adune după acea căzătură și a ținut-o din ratare în ratare. S-a născut în Rusia, la Nijni Novgorod, dar concurează pentru Turcia, Victoria Sidorova. Se pare că nu este muzica ei. Da, este ceva neregulat, ar trebui să înceapă până acum. Dar conform regulamentului, sportiva nu are voie să părăsească covorul, trebuie să aștepte. Sala o încurajează. În sală sunt doar sportive care și-au încheiat evoluția. Este o competiție încă fără spectatori. Să sperăm că la Cupa Mondială de la Cluj aceștia vor fi prezenți în sală. Sorry, please go back. Please go back. Sunt ceva probleme cu muzica pentru Sidorova. Să sperăm că se va rezolva în câteva momente. Lipsește de la această ediție a Cupei Irina Deleanu Andreea Verdeș, care a rămas la Iași să se pregătească, pentru că săptămâna viitoare va participa la Cupa Mondială de la Pesaro, un concurs extrem de important pentru ea, pentru că acolo, în cazul în care va reuși să se claseze mai bine cu cel puțin două locuri decât Fanny Piknitsky din Ungaria, se va califica direct la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Acesta este obiectivul major, atât al Andreei, cât bănuiesc că și al Federației Române de Gimnastică Ritmică. Sunt șanse mari ca Verdeș să fie prezentă la acea competiție. În cazul în care Andreea nu va reuși să obțină calificarea de la Pesaro, nu va reuși o poziție mai bună decât Fanny Piknitsky, atunci mai are o șansă la campionatul european de la Varna. Prima gimnastă care nu este calificată la Jocurile Olimpice până în acel moment când se vor desfășura europenele, va prinde ultimul bilet pentru Tokyo. Numai că acolo nu va fi doar Andreea Verdeș cea care va emite pretenții, s-ar putea, după cum am văzut-o pe Denisa Mailat evoluând ieri, să încerce și ea calificarea și mai sunt și alte gimnaste care emit pretenții. Așa este, șansele Andreei sunt destul de mari de calificare încă de acum de la Cupa Mondială de la Pesaro.
În cazul în care ea va obține calificarea de acum, Denisa nu va mai avea o altă șansă la european, deoarece o singură gimnastă mai poate prinde bilet către Tokyo din România, respectiv din fiecare țară, câte o gimnastă. În urma rezultatelor obținute la cupele mondiale de la Sofia, Tashkent și Baku, pe primele trei locuri sunt Ecaterina Vedeneeva din Slovenia și Sabina Tashkenbaeva, practic calificate la Jocurile Olimpice. Pe locul al treilea, Fanny Pichnitsky, 105 puncte. Pe 4, Andreea Verdeș, 95, deci diferență de 10 puncte între ele. Repet, pentru ca Andreea să se califice direct la Pesaro, trebuie ca în clasamentul individual, din calificări, să aibă două locuri în fața lui Fanny Pichnitsky. A revenit Victoria Sidorova. De data aceasta este bună muzica. Rămâne de văzut dacă nu s-a desconcentrat. O piruetă frumoasă în panșe cu multiple rotații. Prindere în rulare, ratată, dar foarte interesant element. Lipsă de amplitudine la echilibrul în panșe. Va primi elementul, dar va căpăta o penalizare de o zecime la execuție. Dezechilibrare cu cădere pe cot. Victoria Sidorova din Turcia a participat și la campionatele mondiale de junior de la Moscova. Sunt foarte multe gimnaste aflate în primul sau al doilea an de seniorat care au venit aici, la București, la Cupa Irina Deleanu, pentru a căpăta experiență. În condițiile în care 2020 a fost un an fără concursuri din cauza pandemiei, iar anul acesta s-au organizat foarte puține concursuri, în afară de cupele mondiale, unde participă cele interesate să mai prindă bilete către Tokyo și cele deja calificate acolo. Gimnastele nu prea au avut șansa de a ieși în competiții pentru a face experiență. De aici și participarea atât de numeroasă la această cupă Irina Deleanu. Din Cehia, Nela Pohila, o gimnastă de 18 ani. S-a apropiat mult de linia coborului. Deviată la aruncare, dar mascată prin pași. Se aud juniorile din ansamblul Cehiei.
Ansamblul de junior al Cehiei s-a clasat pe locul 11, cel al României cu Iulia Besoiu, Catrina Buniov, Carina Crainic, Dalia Marin, Ana Mezei și Claudia Mitan pe 10. Concursul fiind câștigat surprinzător de Polonia, urmat de ansamblul din Israel și cel din Ungaria. În condițiile în care Bulgaria, Belarus, Ucraina, Italia, țări cu tradiție în proba de ansamblu, au rămas în afara podiumului. Au făcut foarte multe greșeli astăzi la Panglici. Majoritatea au avut ieșire din covor. Number 7, Polonia, într-adevăr, from Russia, Anastasia Simakova. Ultima vreme. Și acum urmează o evoluție de nivel mondial. Anastasia Simakova din Rusia, antrenată de dubla campioană olimpică Evgenia Kanaeva. Săritura amplă. O serie de trei tur plongeuri înapoi. Foarte bine executată. Prindere interesantă. Foarte atentă acolo, da. O înlănțuire de elemente foarte dificile ale Anastasiei. Perfect! N-a ieșit deloc din ax. Și partea artistică este foarte bine realizată, în caracter cu muzica. Atentă și aici. Cât pe aici să scape obiectul, dar l-a prins Anastasia Simakova, o evoluție foarte frumoasă și foarte valoroasă. Number 8, from United States of America, Alexandra. Campioană mondială de junioare cu echipa Rusiei, dar și la coardă, obiect cu care nu se mai concurează la nivelul senioarelor. Din Statele Unite, Alexandria Kautzman. Până acum un singur punctaj, cel al Nogăi Bloc din Israel, 20-500 la Măciuci. Și pentru gimnasta din Turcia, 14-750 la Panglică. Foarte bună piruetă în panșe, în ax. Nu a menținut suficient și a dat a doua formă la echilibrul în panșe. Dezechilibrare la piruietă. Alexandria Kautzman, Statele Unite ale Americii.
Să vedem nota gimnastei din Rusia. Sigur va fi o notă mare. Ieri Simakova a obținut 25.800 la minge și 23.05 la cerc. Number 9 from Romania, Anelise Dragan. Anelise Dragan revine pe covor. Primul ei an la senioare. Un costum foarte frumos. O gimnastă foarte expresivă. E în forță. Foarte bune sărituri. Atentă la prindere. Bună și prieta în panșe, în ax și cu amplitudine bună. Prindere sigură. A fost atentă și acolo, a avut o aruncare deviată. Oh, era cât pe ce să scape. A fost o bâlbă mică. Da. Bine că nu a lăsat-o să cadă. Da, este pe fază, Ana. Bravo! Anelise Dragan, încă o evoluție bună aici, la București, la Cupa Irina Deleanu, după cele două de ieri. Number 10. From Puerto Rico. Foarte Alexandra frumoasă, Ana, în acest costum. Lopez. Și o compoziție care o avantajează. Da. O compoziție diferită față de ieri. Din Puerto Rico, Alexandra Skliutovskaya Lopez. Foarte expresivă. Nu foarte multe gimnaste își permit să abordeze acest tip de costum. De regulă este apanajul ucrainiencelor. Exact. Pe Vlada Nicolcenko, că tot am vorbit ieri de ea, am văzut-o de multe ori cu costume întregi. Pe Vlada chiar foarte rar o vedem cu costume fără pantalon. Și Andreea Verde și are un costum la panglică, tot așa, cu pantalon foarte frumos. 23.200 pentru Ana la măciuci, 15.800 la dificultate, o notă foarte bună, 7.400 la execuție. Dacă nu ar fi avut acele ezitări, acele 2.000 ezitări, nota la execuție ar fi fost una mai mare și atunci totalul s-ar fi apropiat de 24 de puncte. Dar oricum punctajul este unul foarte bun pentru ea. Iar pentru Simakova Anastasia din Rusia, 24.850 la măciuci. Trece pe prima poziție. Este cel mai mare punctaj din concurs. Până acum, numai că n-au intrat în competiție nici Lala Kramarenko, nici Denisa Mailat, Milena Baldassari, Kao Minagawa.
Number 12 from Indonesia. Din Indonesia, Sutiati Narendra. O gimnastă născută în, și crescută în Statele Unite, acolo unde a și început gimnastica. Dar pentru a putea concura la nivel internațional și a avea șanse de participare la campionate mondiale și Jocuri Olimpice, a ales să reprezinte țara tatălui său. La fel este și cazul Ecaterinei Vedeneva din Slovenia, care până la vârsta de 22 de ani, dacă nu mă înșel, a concurat pentru Rusia și apoi a luat hotărârea de a concura pentru Slovenia, fiind singura ei șansă de a participa la Jocurile Olimpice, lucru ce se va și întâmpla pentru că ea deja a obținut calificarea în urma cupelor mondiale de anul acesta. Din 2018 are cetățenie slovenă Vedeneva. Ea a încercat calificarea de la campionatul mondial din 2019 de la Baku, dar a fost prima sub linie necalificată, reușind anul acesta să se califice în urma cupelor mondiale. O ratare pentru Narendra. Puțin fragmentat exercițiul său, nu are cursivitate. Da, va pierde la partea artistică. O întrerupere și acolo. O mânuire interesantă cu piciorul. Și final de evoluție pentru Sutiati Narendra din Indonesia. The next gymnast, emoții pentru noi, emoții pentru doamna Maria Gârbă, Denisa Mailat. Intră pe covor cu o atitudine de învingătoare. O ratare, din păcate, pentru ea. Pirueta bună. Prindere de risc reușită. Echilibru foarte bun. La fel și acesta, cu prindere. Sare foarte bine Deni. Ținând cont că este bandajată la ambele glezne și că a avut o operație la una dintre ele anul trecut, încă este o săritoare de excepție. Și săriturile și piruetele sunt specialitatea Denisei. Da. Pirueta în panșe pe vârf, foarte bine. Atentă la final, ușor în urma muzicii, dar bine că a prins. S-o vedem și mâine în direct la TVR3 de la ora 19 pe Denisa Mailat în exercițiul cu panglica. Are un exercițiu absolut super la panglică. Nilgün Sarıoğlu din Turcia, o gimnastă de doar 17 ani. Mm.
începe cu o greșeală. Nu am scăpat, însă la prindere a pus panglica pe antebraț. Panglica, obiectul la care se obțin cele mai mici punctaje. Tocmai din cauza penalizărilor care se pot acumula la acest obiect. Fiecare moment în care panglica este statică, atinge corpul, stă pe covor, este penalizat. De asemenea, nici dificultatea cu obiectul nu poate crește la fel de mult ca la celelalte obiecte, unde se pot face mult mai multe mânuiri. O piruietă ieșită din ax și a făcut și nod. De aceea a schimbat obiectul cu panglica de rezervă. Oh. Atunci când gimnasta face nod, aceasta nu mai primește elementele pe care le execută, decât riscurile. Să sperăm că în viitorul cod de punctaj, o gimnastă a cărei panglică se înnoadă poate continua atâta timp când nu se strică desenul... Înainte așa era, dar nu știu pentru care motiv a fost introdusă această nouă regulă, dar să sperăm că va fi modificată, pentru că... Se pierde mult mai mult în momentul în care ea se oprește să-și deslege nodul la panglica. De exemplu, cu nodul pe care ea l-a făcut acum, putea foarte bine să-și continue exercițiul fără să se schimbe ceva, pentru că era un nod mic. Așa, a dat peste cap absolut tot, nu i-a mai ieșit nimic. A luat panglica de rezervă, nu s-a putut acomoda cu ea. $22,300 este nota Denisei la măciuci. Ratarea și finalul fără muzică au costat-o. Au costat-o destul de mult. Da. Iată trofeele care se acordă. Niște trofee superbe. Vedem și brigada de arbitre. Există ceva neînțelegere acolo? Din Elveția, o debutantă în întrecerea senioarelor, Axel Amstutz. O gimnastă minionă, cu zâmbetul pe buze, indiferent dacă iese sau nu exercițiul. S-a apropiat foarte mult de linia covorului. Sunt detalii care se învață doar concurând, în momentul în care participi la cât mai multe competiții. Așa este. Oricât ai încerca în antrenament să găsești cât mai multe soluții, în momentul în care ajungi la concurs se întâmplă lucruri cu totul neașteptate. Iar anul în care s-a stat practic în sala de antrenament și-a pus amprenta asupra majorității gimnastelor. Dezechilibrare la piruietă, a ieșit complet din ax. Fără amplitudine săriturile. Axel Amstutz din Elveția. Revedem săriturile sale. Pe aceste relor se văd foarte multe penalizări, da, pe care le pot multe face. Detalii decât cele pe care le văd arbitrele. Și acum, cu siguranță, vom vedea un
o evoluție de nivel mondial. Lala Kramarenko din Rusia, triplă campioană mondială și europeană, considerată de mulți urmașa gemenelor Dina și Arina Averina. Începe cu oratare, a avut traiectorie deviată, a încercat să mascheze, dar a dat cu mâna în panglică, să zicem așa. Pirueta frumoasă. Amplitudine bună la sărituri. Perfect! Din nou ratare. Este neatentă la obiect. Câștigă foarte mult la dificultatea corporală. Da, exact. Este singura gimnastă care obține la dificultatea de corporală note de 8, chiar 9. Majoritatea gimnastelor obțin 5-6 puncte la de 1, de 2, adică dificultate corporală, ea obține 9 puncte. Lala Kramarenko. I-a pus ceva probleme panglica astăzi, dar s-a adunat în a doua parte a exercițiului. Number 17 from Serbia, Adriana Blazic. Încă două gimnaste din grupa B, una dintre ele reprezentanta Serbiei, Adriana Blazic. Adriana cu o evoluție bună ieri la cerc. Da, și cu o notă bună. Peste 20 de puncte obținut. O muzică foarte frumoasă. Boleroul lui Ravel, care a făcut în istorie în sport datorită patinajului. Da. Datorită lui Jane Torvin și Christopher Dean. Ușoară lipsă de amplitudine la sărituri. Prindere în afara câmpului vizual. A căzut pe talpă la pirueta buclă. Nu a menținut suficient echilibrul în cambre și a avut o mică ezitare și la rulare. Adriana Blazic din Serbia. Încă nu a fost afișat punctajul Lalei Kramarenko. Ea a avut cele mai mari note ieri, 26.900 la cerc și 27.300 la minge. Nu va mai obține același punctaj și la panglică, unde notele oricum sunt mai mici, iar ea a avut două ratări. From Belarus, Iana Striga.
Ultima gimnastă din grupa B, Iana Striga din Belarus. Începe comunere interesantă, spuneam și ieri că gimnastele din Belarus abordează lucruri neobișnuite. Superbă pirueta, în ax, foarte bine. Traiectorie deviată. A scăpat bățul din mână. Și aici a avut ceva probleme. Din nou o traiectorie deviată. Este o gimnastă cu puțină experiență, dar cu potențial. Handicap a pus destul de multe probleme astăzi gimnastelor, atât celor de la individual, cât și la ansamblu. Și nu pare a fi umiditate în sală, să... Nu, este posibil să fie un pic de curent, dar nu... Nu-mi dau seama exact. Iana Striga din Belarus, 20-950 punctajul Lalei Kramarenko, cu care ea trece autoritar pe primul loc înaintea Anastasiei Simakova. Lala are un total de 75 de puncte, 150 de mii. Simakova 73 de puncte, 70. Pe 3 este Annalis Dragan cu 70-750 și cu 150 de mii mai puțin, pe locul 4, Denisa Mailat, care a plătit tribut ratărilor de la Măciuci. Lala și-a asigurat, să zicem așa, locul 1 la individual prin notele obținute ieri, doar o greșeală foarte mare la Măciuci, mai multe ratări sau un exercițiu ratat complet ar putea să o aducă pe o poziție inferioară. Ela Krijanovski din Moldova. S-a greșit muzica. Cu toate acestea nu ar fi trebuit să părăsească covorul. Ar fi trebuit să rămână pe covor cel puțin, chiar dacă nu mai executa nimic. Va primi o penalizare. Directoarea de concurs, Adriana Teocan, se duce, după ea se duce pe covorul de încălzire. Nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat, pentru că părea totuși muzica ei a vrut să înceapă, s-a oprit, a vrut să continue. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Nici arbitrele nu se pare că nu înțeleg. Gata, știu ce s-a întâmplat. Ea trebuia să concureze cu cerc, deoarece nu a putut ajunge în prima zi de concurs. Adică ieri, nu a putut ajunge la competiție și atunci a fost introdusă cu cerc și minge astăzi, urmând să facă Măciuci și Panglică mâine. Pe lista de start apare într-adevăr cu cerc, iar ea intrase cu Măciuci. Da, aici nu mai este vina ei, probabil că antrenoarea ar fi trebuit să-i spună cu ce trebuie să evolueze.
Antrenoarea știu că a fost anunțată, cel puțin cineva din Moldova sigur a fost anunțată, deoarece eu eram chiar lângă Adriana Teocan atunci când a fost făcut programul și lista de start. Și știu că a anunțat atât pe Nefedova, cea care coordonează juriul, pe care o vedem în imagine, care a aprobat această schimbare, cât și pe antrenoarea din Moldova. Da, pentru că pe listele de start de ieri, Križanovski nu apărea, începea cu Prace, doar cu Nastia Podravnik din Slovenia. Iar pentru a-i da posibilitatea să concureze cu toate cele patru obiecte Elei Križanovski, pe lista de start apărea prima cu cercul și ultima cu mingea, urmând ca mâine în grupa aceea să concureze cu celelalte două obiecte. Exact. Ea urma să facă astăzi două obiecte, cele pe care nu a putut să le facă ieri, spre deosebire de celelalte gimnaste care azi fac un singur obiect, urmând ca mâine să le facă pe celelalte două. La această ediție a Cupei Irina Deleanu nu se vor organiza finale pe obiecte, de aceea este și structurat în așa fel concursul. Ieri s-a concurat cu două obiecte, astăzi o grupă concurează cu un obiect, o alta cu celălalt obiect, iar mâine invers. Și în condițiile în care se vor decerna totuși medalii în finalele pe obiecte, acestea, notele vor fi cele din concursul individual. Sunt foarte multe concurente, atât la junioare cât și la senioare, și de aceea nu s-au putut face și finalele pe obiecte. Ar fi trebuit să dureze concursul 4 zile. Oricum, concursul a durat foarte mult. Exact. A fost un maraton competițional, da, competiția a început de miercuri. De fapt, a început de marți cu competiția non-FIG gimnaste din România. A continuat miercuri cu competiția non-FIG gimnaste din străinătate. Joi au fost antrenamentele de acomodare pentru gimnastele din competiția FIG, vineri, sâmbătă și duminică, concurs. Urmărim pe Nastia Podravnik din Slovenia. Se pare că gimnasta din Moldova nu a mai intrat în concurs, să vedem dacă va veni la sfârșit. Va fi cam greu la sfârșit. Va cu fi două cam obiecte. Greu, pentru că la sfârșit ea oricum ar fi trebuit să facă mingie și nu cred că va putea să facă cerc și apoi imediat după minge. Să vedem. O situație mai rar întâlnită. Da. Dar s-a hotărât așa pentru a-i da posibilitatea de a concura, dacă tot a ajuns până aici. Aceeași, nu chiar aceeași situație, dar o situație asemănătoare a fost și cu ansamblul din Statele Unite ale Americii. Niciuna dintre componentele ansamblului nu avea licență FIG valabilă, dar ca să le dea totuși șansa să concureze, le-au lăsat să participe în afara concursului. Nastia Podravnik din Slovenia, portdrapelul gimnasticii ritmice slovene este Ecaterina Vedeneva, așa cum spuneam ceva mai devreme. Calificată la 26 de ani la Jocurile Olimpice. Din Moldova, Elisaveta Grumeza. Lipsă de amplitudine la echilibrul în cambre. Neatenție. Din nou. O astfel de neatenție o costă foarte mult pe gimnastă. Este 0-5 penalizat atunci când scapă obiectul și îl recuperează fără a face pas, 0-7 dacă face pas sau 2 pași până la obiect și 1 punct dacă face mai mult de 2 pași. Sunt penalizări foarte mari.
într-un concurs de gimnastică ritmică, chiar și o zecime contează, putând face diferența între medalie sau locul 4 sau între finală și locul 9, dar rămite 0,5 sau 1 punct. Este neatentă. A avut foarte multe ezitări până acum. Este bună? Aruncare lungă, salvată, dar apoi scapă obiectul din mână, da. Elisaveta Grumeza, reprezentând Republica Moldova. Multe destul de mici ieri pentru ea. O gimnastă de 17 ani. România, Denisa Stoian. Denisa Stoian, reprezentând România, de la CSM Ploiești, este Denisa, antrenată de Simona Puiu și Liliana Băescu. Denisa a participat în 2018 la Jocurile Olimpice de Tinere de la Buenos Aires. Așa cum ai făcut-o tu în 2014, la prima ediție. Din păcate, la CSM Ploiești, condițiile de pregătire sunt precare. Fetele nu au decât un antrenament pe zi. Ceea ce se și vede în evoluțiile lor, ele au exerciții foarte bune realizate de antrenoarea Simona Puiu, însă greșelile intervin tocmai pentru că nu au timp să se antreneze și să pună totul la punct. Timp și condiții. Au perioade când se antrenează în același timp cu echipe de basket sau alte jocuri sportive și este foarte greu să menții concentrarea, să te asculti muzica atunci când pe partea cealaltă a sălii cineva bate o minge sau se strigă sau mai știu eu ce alte lucruri se întâmplă. Liliana Băescu, care este arbitră la această ediție a Cupei Irina Deleanu, a făcut numeroase demersuri pentru a rezolva situația. Până în prezent nu au reușit. Păcat de talentul acestor fete, de pasiunea cu care Simona Puiu antrenează și își petrece ore în șir la sală. Compozițiile lor, așa cum am zis, sunt foarte bune, însă, din păcate, pregătirea... La un moment dat, în 2019, Denisa Stoian s-a pregătit la București o perioadă și a avut două antrenamente pe zi și chiar s-a văzut un oarecare progres. Number five from Poland. Din păcate, o evoluție Julia marcată de multe greșeli a Denisei. Din Polonia, Iulia Virșba. Debutantă în întrecerea senioarelor, o gimnastă de doar 16 ani. Cu note bune obținute ieri, peste 20 de puncte la cerc, astăzi începe cu o ratare. În orice caz, gimnastele din Polonia au făcut un progres foarte bun în ultimul timp. La juniori au o gimnastă care promite mult, este abia în primul an de juniorat, dar se bate cu rusoaicele. A obținut astăzi cea mai mare notă din concurs la cerc, prima parte a zilei. Iar ansamblul Poloniei a câștigat competiția la individual compus. Dezechilibrare la pirueta fuete. Am dat impresia că i-a cedat gleznă. Costum foarte interesant. Este o gimnastă întinsă. Și amplă. Iulia Virșba, Polonia. Destul de multe greșeli pentru ea.
A făcut parte din ansamblul Poloniei la campionatele mondiale de junioare din 2019. Iată, trecând acum la senioare, pentru că la această categorie de vârstă Polonia nu are ansamblu și atunci sportivele concurează la individual. Am înțeles că Federația Poloneză a ales să renunțe la ansamblul de senioare care nu obținea rezultate pentru a se concentra pe ansamblul de junioare și pentru a crește o nouă generație. Strategie ce s-a dovedit a fi una foarte bună pentru că, așa cum am menționat, ele au câștigat competiția de aici, competiție la care au luat parte 14 ansambluri, fiind ultima competiție înainte de campionatul european. Din Estonia, Kristin Frey, o gimnastă foarte înaltă. Deviere. Probleme și aici la prindere. Amplitudine bună la echilibrul fuete, din nou în deviere. S-a grăbit spre final și a dat seama că nu are timp să finalizeze în același timp cu muzica. Kristin Frey din Estonia. Number 7 from Romania, Alenia Biringer. De la CSM Arad, Alenia Biringer a ratat la cerc, dar a avut o evoluție mult mai bună la minge ieri. Da, o notă bună, 18, aproape 19 pentru ea. A fost componentă a lotului de ansamblu la nivelul juniorilor. Serie de 4 sărituri. Bună amplitudine la pireta în panșe. O ratare. Din atenție, din nou, nu făcea ceva foarte greu. Avea o simplă prindere cu mâna. Risc reușit. O mică deviere, dar a salvat. Seria de patru dans. Un risc salvat. O evoluție bună pentru ea. Alenia Biringer de la CSM Arad, antrenată de Daniela Chiriac și Tatiana Novikova, cele care se ocupă și de pregătirea ansamblului de junioare. Adriana Butnik. Din Polonia, Adriana Butnik, debutantă la senioară, debutantă în întreceri internaționale. Un costum interesant, în temă cu muzica. A avut o notă bună ieri la cerc, este 20 de puncte.
Sunt foarte bine lucrate polonezele. Da, da, un progres, cum am zis. Ceva au făcut în pregătire și se vede. La fel și Ungaria. Mă amplă la pireța în panșe, dar din păcate a schimbat poziția piciorului de bază. S-a deplasat pe cobor. Traiectorie. Nu greșeală aici. Panglica pune probleme astăzi gimnastelor. Un final ratat pentru Adriana Butnic. O notă mică pentru Denisa Stoian la panglica 11.650. Au fost multe greșeli. Nu cred că am văzut astăzi nici măcar o evoluție fără ratare la panglică. Și notele sunt foarte mici. From Belarus. Dar mai este și mâine o zi. Denisa Mailat și Anelis Drăgan mâine vor concura cu panglica. Și ținând cont de faptul că s-a ratat destul de mult, cred că au șanse destul de bune pentru a obține un rezultat notabil. From Belarus. De ce nu încă o medalie? Exact. Krasnorutskaya. Din Belarus, Arina Krasnorutskaya, antrenată de Irina Leparskaya la Centrul Republican de Pregătire Olimpică. Interesantă. O ratare pentru ea. În spate, nu a putut să recupereze, din păcate. Se precipită foarte mult. Da. Au exerciții foarte grele, așa cum ziceam, și ieșite din comun, iar lipsa de experiență se vede. Foarte bună amplitudinea la sărituri. Sunt gimnaste foarte bine lucrate corporal. Din nou o ratare pentru ea. Și final de concurs astăzi pentru Alina Krasnorutskaya din Belarus. Belarus a ales să vină la această competiție cu gimnaste tinere pentru a le oferi șansa de a face experiență. Acestea vor merge la Jocurile Olimpice cu Alina Harnașco și Katerina Halkina sau Anastasia Saloș, ele fiind gimnastele cele mai bune din Belarus la momentul actual. Katerina Halkina, deși este cea mai experimentată dintre ele, în ultima perioadă a fost într-o scădere de formă. A avut ceva probleme de sănătate în ultima vreme. Iar Salo și Harnașco sunt într-un progres continuu, iar bătălia pentru cele două locuri la Jocurile Olimpice pe care le are Belarus este foarte strânsă. La fel și pentru Italia.
Number 11, Kao Minagawa from Japan. În mod normal, pe lista de start era reprezentanta Luxemburgului Eva Zghera. Da, într-adevăr. Dar Crainica să-l ia anunțat-o pe Kao Minagawa din Japonia, avem șansa să o vedem pe cea mai bună gimnastă niponă a momentului. Revine în competiții după o pauză destul de lungă. Ea va reprezenta Japonia la Jocurile Olimpice de la Tokyo, țara gazdă. I-a scăpat cipicul din picior. Sperăm că nu-i va pune probleme. Să nu alunece aia. Foarte frumoasă. Este o gimnastă foarte plastică. Ieșire din covor. Arunca foarte lung, a vrut să salveze obiectul, să nu-l scape, dar a ieșit din covor. Kao Minagawa din Japonia, cea mai experimentată gimnastă din această competiție, 24 de ani. A reușit să reziste cu cipicul acolo agățat de picior. De la 15 ani se antrenează în Rusia. 10 luni stă în cantonament la Moscova, la Academia Irinei Viner, iar rezultatele n-au întârziat să apară. Medaliată mondială în 2017 la cerc, participantă la Jocurile Olimpice de la Rio, medaliată la campionatele Asiei. Din Cehia, Barbora Kafkova. Echilibrare la echilibrul în panșe. Aruncat în spate. S-a încurcat în panglică, nu a prins bățul de capăt și atunci nu a mai putut mânui cum trebuie. Panglica trebuie mânuită cu bățul de capăt. A călcat pe panglica acolo. ...22 este nota pentru Kao Minagawa. A avut o notă bună la dificultate 15-100, dar la execuție doar 7-200. Astfel Anelis și Denisara mănâncă pe pozițiile 2 și 3 la măciuci. Final cu ratare pentru gimnasta din Cehia. Practic va fi greu de detronat astăzi Denisa și Ana la Măciuci, dar concursul continuă. Da, ar mai fi Milena Baldassari, dar nu cred că va concura astăzi cu Măciuci.
într-adevăr concurează cu Pambică. Foarte talentată, Miruna Ciocârlan. Și ea reprezintă clubul CSM Ploiești, aceleași condiții de pregătire ca și Denisa. Am aptitudine bună la sărituri. Prindere de risc sigură. Pare mai concentrată Miruna decât Denisa. Foarte atentă la fiecare mișcare. Da. Are amplitudine foarte bună la elemente. Evoluție bună pentru Miruna. Ieri a ratat la minge, dar a avut o evoluție bună la cerc, unde a primit 16.550. Cred că vom vedea o notă mai mare astăzi la măciuci. A avut elemente destul de clare și o dificultate crescută la obiect. Please note that number 14 will not compete. Number 14 will not compete. Gimnasta din Slovacia, Valkova Ingrid, nu va concura. The next gymnast is from Philippines. Probabil că se va mai întârzia puțin concursul în condițiile în care Valkova nu intră în competiție, pentru că trebuie ca arbitrele să dea nota Mirunei Ciocârlan. Gimnasta din Filipine care urmează va concura tot la măciuci și atunci nu poate intra în competiție până nu se acordă nota Mirunei. Sunt două obligăzi. Una acordă notele la Panglică, cealaltă la From Philippines. Măciuci. Să vedem ce se va întâmpla și cu gimnasta din Moldova, dacă va mai concura până la urmă cu Ela Krijanovski. Din Filipine, Jessica Rain Tiam. Aruncare lungă, salvată. Prietă bună. Realizat. A pierdut un pic din amplitudine la echilibrul în panșe, la cea de-a doua formă. ...17.800 este nota Mirunei Ciocârlan la măciuci, așa cum ziceam, o notă mai bună decât în zilele trecute. Cel mai mare punctaj al ei, da, la această ediție a Copei Ignat de Leanu. A avut o evoluție bună. Prindere interesantă. Jessica Rain Tiam, un alt exemplu de gimnastă născută în Statele Unite care concurează pentru o altă țară. Are 17 ani, number 16, Jessica. From Indonesia, 3 Wayuni. Din Indonesia, 3 Wayuni.
bandajată la genunchiul stâng. Acel echilibru și nu a avut nici amplitudine la formă. Panglica pe covor acolo va fi penalizată pentru asta. Prietă bună. Muzica crește în amplitudine, însă ea nu subliniază accentele muzicale chiar cum ar trebui. Devine un automatism în timp, cu multe ore de antrenament, desenul panglicii? Da. Chiar deci, da. Gimnasta nu mai trebuie să concentreze ca panglica să fie continuă mișcare. Vorbim aici de nivel de seniorat, nivel înalt de seniorat. La un moment dat ajungi să ai un oarecare automatism. Eu mereu le zic la fetele cu care lucrez la sală să țină brațul liber încordat, pentru că altfel și cel cu care lucrează va fi încordat și nu vor mai avea probleme la prinderi și la mânuiri, dar mereu uit acest aspect și mi-aduc aminte că eu în ultimii ani de carieră nu mă mai gândeam la chestia asta, era un lucru care îmi venea automat pentru că așa mă obișnuisem. Arina Eftafieva din Letonia. A făcut pași pe genunchi acolo pentru a prinde. Sărituri înalte. A avut ceva probleme aici. Trebuia să arunce, dar cred că s-a dezechilibrat și nu a mai aruncat. Formă bună la echilibru. ...20.800 pentru gimnasta din Cehia la Măciuci, o notă foarte bună. Arina Eftafieva din Letonia. Să vedem dacă se va încheia competiția cu această evoluție sau dacă Ela Krijanovski, cea care trebuia să concureze prima cu cerc, iar acum cu minge, va mai intra în concurs. And now the last gymnast in this group. From Moldova. Ela Krijanovski. Uite, da, se pare că va concura cu mingea, nu cu mingea, cercul. Da. Cred că se respectă programul și va concura mâine cu cercul. Deci mâine va face trei obiecte. Nu știu sigur, ar mai fi o variantă să o bage și în grupa următoare, dar asta ar însemna să schimbe programul acum cu câteva minute înainte. Oricum nu ar fi putut face două obiecte unul după altul, asta este clar. Pentru că mai urmează o grupă, grupa A, pe care noi nu vom urmări la TVR3, poate că va fi ultima concurentă din, este posibil, da, din acea grupă. O grupă cu Milena Baldassari din Italia la start. Cea care poate interveni în clasament între sportivele noastre și cele din Rusia.
Mai sunt și gimnastele din Bulgaria, Eva Brezalieva, cât și Ivanova Sofia, care ieri au făcut un concurs destul de bun. Sunt gimnaste fără experiență, dar cu potențial. O ratare pentru gimnasta din Moldova. Cred că era pregătită să concureze astăzi cu Măciuci și Panglică. Deși era destul de clar pe listele de start că trebuia să facă cerc și minge. Cred că a fost o neatenție. Ela Krijanovski din Republica Moldova este cea care încheie concursul grupelor B și C. De aici, din sala polivalentă. În clasamentul intermediar, pe primele locuri, Lala Kramarenko și Anastasia Simakova, 75 de puncte, 150 de miimi, respectiv 73 de puncte, 700 de miimi. Pe locul al treilea, Annelies Dragan, 70 de puncte, 750 de miimi. Iar pe locul 4, Denisa Mailat, 70-600. Competiția se va încheia mâine, când veți putea urmări în direct pe TVR3 de la ora 19 ultimele evoluții. Ana Luiza Filioreanu și Monica Bucur vă mulțumesc pentru atenție. La revedere, pe curând!